Miercuri 17 februarie, la Muzeul Național al Bucovinei, a avut loc vernisajul expoziției de pictură și grafică Acolo deasupra, artistei plastice Doina Mihăilescu. Aceasta este protagonista a peste 40 de expoziții personale în România, Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia, Ungaria și Iugoslavia, fiind laureată din 2016 a Premiului pentru Artă Religioasă acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România. Expoziția poate fi vizitată în perioada 17 februarie-31 martie 2021 la Muzeul de Istorie, în sala de expoziții temporare Parter. Este vorba de doamna Doina Mihăilescu, profesoră universitară la Universitatea de Vest din Timișoara și mulțumim că este aici. Provocarea expozițională îi aparține și este vorba de un mai vechi prieten al muzeului nostru, domnul Ion Mircea, care ușor-ușor și-a legat numele de muzeul nostru și mai ales de zona aceasta expozițională și editorială. Practic, împreună cu domnia sa, la muzeul nostru a debutat colecția de artă cu albumul Traian Costolache, sigur, a continuat cu albumul Mircea Crișcă și, cu siguranță, anul acesta sperăm noi să aducem pe și în fața dumneavoastră pe raft cel puțin între două albume. Partenerii expoziționali sunt Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Uniunea Artiștilor Plastici din România, filialele din Timișoara și din Suceava. Expoziția este un demers artistic care are ca punct de reper lucrarea Farfuria cu cireșe a pictorului Ion Andreescu, lucrare ce se află în colecțiile Complexului Muzeal Național Moldova Iași și pe care o veți putea admira în cadrul expoziției de la Suceava. Expoziția poate fi citită ca un eseu de investigație estetică, poetică și teologică, poate, fără prea mare efort, să se dezvăluie ca iconosferă care conține locuri creative deschise, analogii pe orizontală și pe verticală, deschise unei pluralități de interpretare. Timpul oamenilor, timpul istoriei și timpul lui Dumnezeu se întâlnesc într-un timp edificat care primește chip artistic inconfundabil. Locul poetic al imnografiei pe care o compune autoarea cu sprijinul limbajelor alegorice și simbolice smulg cosmosul din neinteligibilitatea lui inițială. Acolo se vește locul în care se redesenează contururile unei memorii care propune o întâlnire și un timp misterios al așteptării. Cromatic este un joc de alburi, un joc făcut cu multă trudă, cu mult rafinament al înțelesului. E ca și o muzică psaltică de bună calitate pe care o cânti sau o asculti când trebuie, unde trebuie și mai ales pentru ce trebuie. Cuvintele astea puse pe o suprafață pictată exprimă sigur, deci nu trebuie să avem nicio îndoială, o experiență a sufletului, o experiență a gândirii și sunt inseparabile de sunt inseparabile de duhul liturgic pe care îl caută, în care trăim și pe care nu-l mai vedem pentru că ne-am secularizat îndeajuns. Expoziția se cheamă, provocator și simplu în același timp, Acolo deasupra și practic are pe frontispiciu această una din lucrările care se cheamă Logos Pneuma, și care dezvăluie, până la urmă, experiența trăirii lui Dumnezeu, spus în direct și mai peșteat. Argumentele mele pentru ceea ce susțin aici sunt, prin firea lucrurilor, următoarele. Această expoziție și această autoare ne roagă și ne arată cum trebuie să respectăm pictura.
De două decenii, începând din 2001, artista lucrează în atelier și expune constant lucrări care aparțin unor serii și cicluri, cum sunt Stâlpnici, Iov, Maria Egipteanca, Pustia, Arca, Îngerul Învierii, Mormântul Gol, Rugul Aprins, Omul Pustit, etc. Acum ne invită să privim împreună cum deasupra omului se boltește cerul nesfârșit și spațiul sacru. Doina Mihăilescu trăiește la Timișoara, este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Artă, restaurator și autor de studii despre artele vizuale. Muncește pe diferite șantiere de restaurare, are calitatea de expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. A întreprins multe stagii de documentare în străinătate. Trăim timpul paradoxal, în care se pare că continuă biciuirea tuturor valorilor noastre culturale și spirituale. Sper să nu țină. Dar cred în timpul bun și frumos și clar și adevărat. Și asta înseamnă prezența culturii lui maestru, lui Ion Andreescu, printre noi. Deci, sigur și personal, în prezența lui cred în înviere. Și pentru această prezență nobilă dintre noi, nu am decât să vă mulțumim domnului director Bunei Ursu pentru faptul că această expoziție s-a înfăptuit și că este printre noi și este și s-o primim ca pe un dar mare. Mulțumesc de asemenea întregului colectiv muzeograf care mi-a fost alături și în ridicarea și panotarea acestei expoziții, deosebit de atent. Mulțumesc domnului critic de artă, Ovidiu, pentru cei, cred, aproape 40 de ani de colaborare artistică. Mi-a fost un adevărat maestru spiritual în toate tipurile de înțelegere ale mele. Cred că m-a crescut, m-a zidit și m-a format. Îi mulțumesc în mod special pentru întregul concept expozițional care îi aparține în mod special și este, de fapt, cred că unic la ora asta în pictura românească contemporană. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, cei de aici și cei veniți tocmai de la Piatra Neamț.